Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pune la dispoziția celor interesați noi locuri de muncă. Începând de astăzi, sunt disponibile peste 126 de oferte în județul Mehedinți. Diferite domenii de muncă îi așteaptă pe mehedințenii interesați să-și găsească locul de muncă. Administratori imobile 1, ajutor de bucătar 6, ajutor de ospătar 2, bucătar șef 1, bucătar 4, barman 5, casier 2 locuri, coafor 1, consilier juridic 1, cameristă 2, confecționer îmbrăcăminte 4, dulgher 6, dispecer 3, economist 1, electrician 1 loc, frizer 3 locuri, femeie de serviciu 8, fierar betonist 3, finisor interioare 5, gestionar depozit 1, instalator sanitar 4, lucrător pe autocompactor 1 loc, mașinist tifronist 1, muncitor necalificat pentru vopsitorie 3, muncitor necalificat în construcții 6, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 8, ospătar 19, pizzar 5, recepționer 4, șofer 6, stivuitorist 1, spălător auto 2 locuri, sablator 3, tubulator naval 1, zidar 7, tâmplar 2 locuri, vânzător 1 loc și 5 locuri de vopsitor industrial. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează 5 cursuri de formare profesională care se adresează tuturor șomerilor înregistrați, indemnizați sau neindemnizați. Facem un scher pentru lucrător în comerț, femeie de serviciu 2 locuri, îngrijitor spații verzi și agricultor în culturi vegetale și creșterea animalelor. Orice șomer care este înregistrat în bazele noastre de date își poate alege orice curs dorește, iar în momentul în care grupele de cursanți vor fi alcătuite, vor începe activitățile de instruire teoretică și practică, cu accent pe partea practică, care reprezintă 2-3 din durata unui curs de formare profesională. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți.